Oameni buni, haideți să vedeți cine este acest fals preot și ce probleme serioase a avut în trecut cu legea. Așadar, priviți imaginile acestea care sunt de-a dreptul șocante și dacă aveți informații despre acest fals preot, trimiteți-le pe Facebook, vă rugăm. Oh, Doamne, sunt aici la inele. Nu uita, suntem tot. Băi, dă, bă. Îmbrăcat în haine preoțești, desculț și cu privirea tulbure, așa a fost adus Mihai Bota la IML de către polițiști. Așa zisul preot a fost surprins de oamenii legii conducând cu viteză mare pe contrasens. În momentul în care au reușit să-l oprească, Mihai a coborât din autovehiculul personal și a început să lovească cu furie mașina polițiștilor. Organele abilitate l-au reținut, iar în urma probelor biologice recoltate s-a dovedit că individul consumase o cantitate impresionantă de alcool înainte de a goni pe șoselele capitalei. Vinovat până peste cap, Mihai nu s-a sfiat să dea un adevărat spectacol în momentul în care presa a sosit la fața locului. S-au recoltat probe biologice, așa că te rog cum o semne de aici. Da, cine ești? Alcool 0. Unde ne-am întâlnit, știți? Mai știți unde ne-am întâlnit? Știu. Unde m-am întâlnit eu cu dumneavoastră și colegii, știți? Ba, știu. Unde? Atunci când m-ai lovit tu, mă. Autostrada București-Pitești, vă spun. Atunci când m-ai lovit tu, când ești criminal. Dacă la vremea respectivă Mihai părea că nu își aduce prea bine aminte ce căuta beat la volan pe străzi la ora aceea, iată că soția lui, 8 ani mai târziu, știe exact de ce îi plecase bărbatul de acasă. Presupusul preot avea o amantă, iar incidentul din seara respectivă a dezvăluit întregul adevăr. O relație cu tot cu o doamnă mai în vârstă, lucru care, el spunând că îi făcea slujbe, dar... Ulterior, în discuția purtată, pentru că îl căutase și pe el și am avut o discuție telefonică cu acea doamnă după toată situația respectivă și mi-a confirmat că au existat o relație și mi-a și zis, acum după atâția ani, ce mai vrei de la mine? Cu un copil mic acasă și însărcinată cu cel de-al doilea, Claudia a fugit într-un suflet la IML când a aflat ce se întâmplase cu soțul ei. Acesta însă era ocupat să dea o reprezentație în fața organelor de ordine. A ajuns până acolo încât, într-o încercare de a-i intimida pe polițiști, s-a prefăcut că vorbește la telefon chiar cu președintele țării. Pentru a da un plus actului artistic, Mihai s-a străduit să stoarcă și câteva lacrimi. Sunt aici la IML. Nu uita, suntem toate, mi-a murit soția, știi că mi-a murit Alexandra în brațe, împușcat. Prima mea soție mi-a murit împușcată și uite, milițienii. Of, domnule Băsescu, mi-a furat milițienii, mai drag pe porte, mai tot furat milițienii, mi-a furat. Uite-mă, mei, lua și ciorapii mie, lua, mă, și ciorapii mie, lua. Cât de mult bea soțul dumneavoastră și cum se comporta la băutură? El bea de unul singur în casă, ajungea de se îmbăta chiar foarte repede la un moment dat, de la 2 litri de vin pe zi. Starea de ebrietate îl făcea să devină și agresiv, lucru dovedit chiar și în incinta Institutului Medico-Legal. Băi, dă pe milițien, băi, dă bă, acolo pe milițien. Te rog frumos, te rog frumos, te rog frumos. Da, da, deci, unde ai de ce mă trântești, mă? Da, de ce mă trântești, mă? Haideți, mă, trântești în tine, mă. Mă, dă-i mâna de pe mine, mă. Mă, dă-i mâna de pe mine. Mă, dă-i mâna de pe mine. Mă, dă-i mâna de pe mine. Nu, eu mâna după dumneavoastră, mâna-i pe scaună. L-am sprijinit atunci, chiar cu copilul ca soție, să te duci în toi nopții, să iei taxiul, să te duci la INML, să înfrunți toată situația respectivă cu poliție și cu și chiar și presa era atunci venită. Și chiar și din punct de vedere financiar l-am sprijinit. Așa zisul preot nu era la prima abatere. Și în 2004 fusese surprins băut la volan, iar ăsta nu este singurul lucru reprobabil din trecutul lui întunecat. Adept al sectei martorii lui Jehova, Mihai nu ar fi avut voie să îmbrace sutana. Cu toate astea, în numele Domnului, acesta oficia slujbe pentru care cerea și sume de bani. A reușit să-i înșele până și pe părinții și rudele Laurei Stoica, care au acceptat ca acesta, împreună cu alți doi preoți reali, să oficieze slujba de la înmormântarea artistei. Pământ vei merge unde toți pământenii mergem. Dumnezeul duhurilor și a tot trupul care le-a încălcat moarte. Nu este preot al Bisericii Ortodoxe Române și nu are studii de teologie ortodoxă.
Deci incredibil această poveste cu falsul preot care a ajuns până și la înmormântarea regretatei Laura Stoica, unde oamenii erau cu, cum zicea și Noami, cu un flas de plâns, familia acolo, și a mai apărut un preot pe care lumea l-a lăsat, că era în straie preoțește, slujea. Să fie văzut. Să fie văzut. Să mai capete niște clienți, dar voi a zis ceva foarte interesant și eu abar n-aveam, că ar fi adept al sectei Martorii lui Jehova. E o sectă ilegală, e nerecunoscută, domnule, în România. Există mai multe suspiciuni, există mai multe piste pe care se merge și ideea e în felul următor. Vreau să vă spun, ca să înțelegeți, preotul acesta a sunat la redacție și a spus: domne, eu sunt preot și vreau să vă spun ce mi-a făcut soția. Vreau să vin în emisiune să povestesc. Cătălin, e bolnav de tupeu, domnule. A dat numărul soției, iar când a sunat lumea, au sunat-o colegii mei pe soție, au aflat această problemă. Ăsta e un caz patologic, eu mă mir. Că vine și la emisiune, în libertate. Știi ce vreau să întreb? În momentul în care el a fost arestat de poliție, plin sub influența alcoolului, la volan. În momentul ăla, chiar așa, preot, fals, nefals, ei toți au o ierarhie, răspund în fața superiorilor lui, în ordine bisericească, da? În momentul ăla, purtătorul de cuvânt care apare tot timpul de la Biserica Ortodoxă, de ce n-a ieșit Părintele Stoica? Să zică, frate, nu-i de-al nostru. Păi omul a zis că nu-i de-al lor. Și eu mai departe nimeni nu face nimic. Părintele Stoica, săracul, a zis. El își face dablau în continuare. Cine l-o oprește? Haideți să uitați soția, e cu noi, puteți să întrebați pe soția omului. Doamnă, bună sărumâna. M-auziți? Se aude și îi vede. Aș vrea să vă întreb ceva. Care este numele exact al soțului dumneavoastră? Bota Matei Ioan. Deci Matei, pentru că eu am găsit pe Google niște filmări de la alte televiziuni care au făcut seriale întregi cu el în biserică. Imaginile explicând, acestea sunt de la, explicând de la emisiunile respective, exact. Da, da. Cine i-a dat lui pe mână o biserică? Cine i-a dat acces? Era în fața altarului și explica psalmii. N-a avut parohie. Și el nu avea parohie, am înțeles. Hai să răspundeți, doamnă. Spuneți-ne cum a reușit să escorteze atâta lume. Cum a putut să facă filmările acelea? Unde le-a făcut, știți? Dacă acele filmări, cred că sunt făcute la noi acasă. Noi avem acasă, cruce. Un altar de biserică aveți? Da, a făcut un altar. Doamne, pupați așa. Da, a făcut un altar. În perioada asta, când toată lumea are nevoie de ajutor. Bun, și pe dumneavoastră, că a fost căsătorită ani de zile, nu vi s-a părut anormal, doamnă, că soțul dumneavoastră să-și facă altar în casă și să slujească în haine preoțești? Dumneavoastră să stați într-o vilă? Stai, mă, să răspundă, că te întrebăm pe rând. Ziceți, doamnă, nu vi s-a părut ciudat, adică că soțul își face altar în casă? El a făcut în sufragerie acest lucru și... În momentul când a apărut în 2006-2007 la emisiuni, chemat la Dan Diaconescu, la Trenul Vieții, de doamna Adriana Bahmuțeanul, evident au curs și telefoanele către el. Și în momentul acela el i-a invitat acasă. Noi aveam atunci copiii foarte mici, clasa 1 și clasa 2, și ne era foarte dificil într-un apartament să mai putem avea și... activitățile noastre zilnice, prin care trebuia să pregătesc copiii. Doamnă, numai un pic, el își făcuse pentru chema teme. Enoria și în apartamentul dumneavoastră, în sufragerie acolo, și le lua bani, nu? Pentru că ce le făcea? Da, și noi... Păi și nu vi s-a părut ciudat că era soția lui? Poftiți? Mie mi s-a părut foarte ciudat. Că era soția lui? Păi mi s-a părut ciudat. Noi nu mai aveam o viață normală, să spun așa, în perioada respectivă. Noi trebuia pur și simplu să tăcem din gură când oamenii intrau și în apartament. Nu v-ați dus la poliție, vă era frică, de ce? Dar să zic că toată această perioadă am trăit într-o teroare și într-o frică noi. Chiar la un moment dat... Noi, la un moment dat, pur și simplu, nu aveam... Am fost la poliție de nenumărate ori în problemele de violență. La un moment dat intervenea tot cerându-ți și iertare și manipulare, spunând că dacă chiar și în gaură de șarpe, dacă tot te voi prinde și... Deci, acest om a făcut parte, înainte de 89, într-o anumită structură. Și de aceea a putut să se miște. Da. Definiți structura. Poți să continui?
Definiți structura. Păi, în momentul când tu ai făcut parte, el a făcut parte dintr-o familie de martori a lui Jehova, în clasa 10 a fost captat de un general, un anumit general, care își avea activitate și între martorii lui Jehova și era un apărător al ortodoxiei, adică se dorea să se știe de fapt ce se întâmplă în mijlocul lor și în momentul când a fost dus în clasa 10-a și captat în cadrul securității, așa? El, lui s-a dezvăluit într-un apartament un altar, de exemplu, și din momentul acela pentru el și-a rupt și de către familia lui. Familia lui, după Revoluție, când a dat la teologie, în 1991, pur și simplu l-au considerat cu probleme psihice și nu l-au sprijinit sub nicio formă, din punct de vedere financiar. Ascultați-mă o secundă, vreau să vă întreb ceva. Soțul dumneavoastră din aceste scrocherii spuneați că are peste 11 mașini. Nu sunt mașini, să nu se închip, de lux. Sunt unele mașini din punctul... Doamnă, sunt 11 mașini? 11 mașini cumpărate la 2 milioane, la 5 milioane, cum găseau oameni. Dar am înțeles că 3 sunt de... Mi-ați spus în interviul respectiv că erau și... Corect, de Madalina. Lux din acelea, 11. Da. Aș mai vrea să menționez ceva, Cătălin. Acum, în timpul live-ului, preotul m-a sunat și o să-i rog pe colegii mei dacă pot lua legătura cu el. Este posibil să vrea să intre în direct și să aibă o reacție în acest sens. Până atunci să continuăm cu doamna. Da, stai un pic, până continuăm cu soția. Domnul Vadim vrea să întrebe ceva. Ziceți, domnul Vadim. Claudia, iartă-mă domnul Vadim, că... Domnul Vadim chiar îl cunoaște pe... Dumneavoastră îl cunoașteți, el a lucrat la dumneavoastră la redacție într-o anumită perioadă, da, cât era student. Când era student. Nu știu, îl cunoașteți și l-ați cunoscut într-o anumită perioadă, dacă aduceți aminte. Câți ani are? Ascultă-mă puțin, fata mea. Câți ani are Bota Matei Ioan? Are 45 de ani. Bun. 45 de ani. Bănuiesc ce poate fi. Noi de Crăciun dădeam... Făceam pom de Crăciun la copii amărâți, dădeam cina creștină la bătrân și părintele Petre David, marele teolog, care a crescut patriarh mitropolici, aducea corul. E adevărat, aducea un exact cor de așa. Studenți. Poate a cântat și el odată la o manifestare. Nu îmi rețin. Nici n-aveați de unde să știți ce nebun sunt. Nu-i rețin numele. Ce vrea să-l întrebați? Să trebuie să luăm publicitate și după aceea să intre direct în preot. Pe această tânără doamnă, tu nu ai nicio responsabilitate, Claudia? Ai stat atâția ani cu el. Nu te-ai întrebat de unde vin banii ăștia? Nu e bine așa. Casă la lui, la poate că ți-a convenit. E tatăl copiilor tăi să-ți trăiască. Acum lumea simpatizează cu tine. În acest moment părintele vine la noi la cadru. O să vă întrerup. Nu are voie să se apropie de soția lui. O să încercăm să-l invităm aici. Dacă doriți să vorbiți cu dumneavoastră, vă așteptăm. Haide, Mădălina, mergi tu la dumnealui. Se pare că se îndepărtează în acest moment. Păi, m-a sunat puțin până cu camera. O să-l rog pe colegul meu să mergem după părinte. Părinte Bota. Haide, repede, Mădălina, să vorbim. Părinte, mă, sunteți la 200 de metri de soția dumneavoastră, dar puteți vorbi cu mine. Mădălina, ai grijă. Doamne, ce ce ați spus în privința acestei... Deci, în primul și în primul rând, soția mea sau fosta mea soție, nu uită un singur lucru, că din... Haideți, rog, să ne apropiem de cameră. Păi nu, stau aici. Suntem foarte departe și colegul meu nu are posibilitatea să vină în acest moment. O să vă rog tare mult să ne apropiem, pentru că nu este semnal în acest moment. Haideți, vă rog, cu mine. Mă rog, fals. Doamna Claudia, vă rog să vă îndepărtați puțin, pentru că domnul nu are voie să se apropie de dumneavoastră. Haideți să ne apropiem. Unde fugiți, părinte? De ce plecați? Da, uite, mașina. Haideți cu mine. Haideți că doamna a plecat. Ia, stai să vedem ce mașină are, părinte. Doamna a plecat, să vă rog să venim la cadru. Dar nu există mașină cu 2 milioane, adică cu 200 de lei. Ce poziție aveți dumneavoastră în această situație? Ce este adevărat și ce nu este adevărat? V-am spus dumneavoastră de la început, bunicul meu, în primul rând, și părinții mei au suferit în urma comuniștilor și a bolșevicilor care au chinuit acest popor. Da, eu în școala generală n-am avut voie să fiu nici pionier, nici șoim al patrii, nici utecist, nici nimic. Mădălina, întreabă-l direct de ce excrocau oameni dându-se preot. Când am ajuns...
student la facultate de teologie pentru că am fost... Părinte, vreau să vă întrerup o secundă. Dar de ce nu s-a făcut pionier? Vă întreabă colegii mei din platou dacă aparțineți vreunei biserici și dacă escrocați oamenii și de ce. Niciodată, niciodată. Deci, înainte de a-mi pune dumneavoastră această întrebare, vreau să pun eu soției mele o întrebare. De ce dânsa s-a folosit și de banii mei și de tot ceea ce aduceam eu în casă când veneam de la slujbe, de la parastase, că veneam încărcat? Și după cum ați văzut, i-a uitat că s-a dat 30.000 aproape de euro pentru avans pentru o vilă la IMGB, bani care am primit de la părinții mei și care și am muncit și eu pentru... Părinte, deci nu sunteți preot ortodox? Ba da, sunt preot ortodox, dar nu sunt cu biserica... Pe cum, domnule, că biserica spune că nu, că n-a terminat teologia? Sunteți recunoscut de biserica ortodoxă română? Biserica spune că nu, am vorbit astăzi. Am înțeles, sigur că da. Părintele Costel Stoica și la cancelarea Sfântului Sinod eu am un memoriu care soția mea n-a vrut să mi-l dea. Aveți studiile finalizate, studiile teologice? Da, le-am finalizat la Chișinău. Și de ce n-ați fost recunoscut de biserica ortodoxă română? Pentru că eu am făcut memoriul la cancelarea Sfântului Sinod și tot s-a tergiversat, deci nu m-a primit în cadrul borului. Părinte, parohia ați avut vreodată? Aveți în acest moment o parohie? Nu am avut parohie, am slujit cu un coleg care v-am spus dumneavoastră că a improvizat o biserică, un altar, unde vin credincioșii mei care nu sunt mulțumiți de ceea ce s-a întâmplat și se mai întâmplă. Țineați slujbe în sufragerie acasă, cum spune soția dumneavoastră? De când sunt preot, pentru că am două antimise care le folosesc și pentru că pe care pot să săvârșesc Sfânta Liturghie, vreau să spun că soția mea mi-a aruncat hainele preoțești pe geam și Sfânta Evanghelie și cruci și așa mai departe. Atunci cine are dreptate? Dreptatea oricum e la Dumnezeu. Veneau oamenii la pelerinaje în sufragerea dumneavoastră. Vă dădeau bani atunci? Luați bani de la oameni? Nu, fiecare lăsa câte un cadou sau ce voiau ei. Lăsați fiecare ce vroia, lăsau oamenii și bani atunci? Deci în primul rând eu nu i-am chemat pe nimeni, nu mi-am făcut nicio reclamă. Oamenii veneau la dumneavoastră, ce credeau oamenii? Că îi ajutați, că aveți puteri mai mari decât ceilalți preoți? Au venit și vin. Pentru că din mila bunului Dumnezeu eu am fost ucenic a părintelui Teofil Păreanu, la dânsul mă spoveneam. Am avut marea bucurie de m-a spovedit și la părintele Cleopa. Părintele Galeriu mi-a botezat chiar și un copil și la dânsul ne spovedeam, chiar și eu și soția. Părinte, eu aș vrea să vă mai întreb ceva. Ați fost la mormântarea Laurei Stoica, ați slujit alături de ceilalți preoți ortodoxi. Cum a fost posibil dacă n-ați fost recunoscut de biserică? Ceilalți preoți, pentru că a fost o vreme câinoasă și n-a vrut efectiv nimeni ca să vină, să meargă la mormânt. Eu am fost singurul care m-am... Păi au fost mai mulți preoți acolo. Toți au lăsat, nu vă dați seama ce prostii vorbiți. De la capelul vorbit. N-a mai plecat nimeni la mormânt cu ea. Era mormântarea la Laurei Stoica și n-au vrut preoții. Nu e adevărat, a fost plin de lume. Doar în capelă. Și v-am zis, era o vreme chinoasă, nimeni n-a vrut să meargă până la mormânt. De ce, părinte? Pentru că era vremea acum era. Și eu m-am dus, am văzut cum îmi iau prietele, cum eram atunci. Dar era sobor de preot, Mădălina spune. În platou urcă în acest moment niște imagini care arată faptul că era un adevărat sobor de preoți acolo, că erau 7 preoți care slujeau la înmormântarea Laurei Stoica. Pe mine m-a luat preaiubitul meu frate Adrian Daminescu și el m-a dus acolo. Preiubitul lui frate Adrian Daminescu? Și vă spun, am fost singur. Ați spus că ați slujit singur la acea mormântare și imaginile arată că erau 7 preoți. De la capelă, când am condus-o până la mormânt, am fost numai eu singur. Pe vremea aceea n-a vrut nimeni să se deplaseze până la mormânt.